Oleacă de. Drag de mei, Sfânta Împărtășanie te îndumnezeiește. Eu am fost prima dată arestat la drept comun. Pentru haină te băga la drept comun. Haină monahală. Haină mohară. Și sigur nu mi-au dat nici pensie pentru că e la drept comun. Și luam împărtășarea în fiecare zi. Și într-o noapte am avut un vis, nu e făcutat în 2 ani, bun, așa jumătate așa, mai aveam mari bireți. Și am avut un vis cu mare gaz, cu un lanț tram o cruce. Prândea Sunt călugărit de ziua Sfintei Cruci în 1802. Și cum urcam dealul, deschide ușa de cineva, securitatea, eu dormeam, încă eram în vis. Ai un călugăreț? Da. M-a luat, n-am mai terminat visul și m-a dus la garaț. Eu știam că la securitate te caută și mă scuzați și în gură și în fund de Sfânta Împărtășanie. Am învățat Sfintele Taine în hrana rece care mi-a dat o bucată de pâine. Și le-am pus în pâinea care mi-a dat o hrană rece. Am legat-o cu Batistă și m-a dus la Galați. La Galați m-a decapat cu pelea goală complet și l-a cătat prin toate cutele dacă am Sfânta Împărtășanie. Așa făcea tracute peste tot, în gură cu lingura. Și acolo ce ai în Batistă, hrana rece, pură pe masă mai. Am pus-o pe masă, Hristos a pus pe masă, acolo. Așa? După ce am făcut pergătița toată, ia hrana rece, m-a luat, mi-a pus ochelarii negri. Dar uite ce nu văd unde mă duce. Și m-am pomenit într-o celulă. În celulă așa doar de scutiri. Am luat, n-am mâncat în ziua aceea. Așa, ți-ai mintea. De ziua Crucii s-a întâmplat lucrul ăsta, când am fost și călugărit. Și l-am înghițit pe Hristos de acolo, s-a ascuns în pări el, singur. Deci, dragii mei, împărtășarea nu a fost lipsit. Dacă ar veni om, înger, arhiereu, și mi-a spune, nu te împărtășești în fiecare zi, nu-l ascult. De asta s-a răsit creștinismul nostru, s-a depărtat de Sfintele Taine. Nu mai este zelul ăla. Așa. Și de asta vă spun de Părintele Ioan o minune, că de s-a comentat foarte mult de Părintele Ioan cu o minune. Mă aflam la Galați, altă dată în închisoare, și eram cu dânsul. Și după 2-3 zile l-a luat din celulă. Unde-i Părintele, unde-i Părintele? Care împărtășeam fiecare zi și pe toți care eram acolo. Și atunci am regretat și am spus, Doamne, mi l-a luat de aici din gelul ăla. Și am aflat că Părintele Ioan este la infermerie. Și că ne scotea la muncă, 5.000 eram în Galați. Am luat o petecică în gură și a început să mă vait. Ce ai mai acolo? Zic, mă doare o masă. Du-te la infermerie. Și acolo Părintele Ioan, care suferințe i-a dat în dar de a vedea transparent în om, ca la televizor, leapă de piața din gură, mă. Că nici n-ai mâncat, nici n-ai băut ca să te împărtășești. A scos împărtășania și mi-a dat-o. Și spune așa, pentru că n-ai căpătat un dar de la Dumnezeu, înseamnă că n-ai suferit de ajuns pentru el. Ne-am despărțit, chiar am ajuns și am tras în suferinți grele. Suferința, pentru că s-a liberat după 10 ani, a venit în casa mea, în casa părinților mei. Și a spus așa, suferința mi-a dat un dar deosebit de a vedea un om transparent. Și a început să spună, tu de acolo să lași curvia, un vecin de-a meu. Tu de acolo să lași tăbacul și curvia. Și l-a îngânat
pe Părintele Ioan în gând. Și Părintele Ioan îi spune, i-a răspuns la gândul lui, bă, n-ai să mori bine. A plecat Părintele Ioan, ne-a îndumnezeit și tânărul ăsta care a spus, l-a îngânat, s-a dus la azi a scură, a pus cripul, a scăpat cripul, acolo a lățit. Nu vă jucați cu mântuirea, eu am fost la mormântarea lui Părintele Ioan. Mă scuți, că m-ai provocat cu Părintele Ioan. Și un domn, zic că eu am vrut să mă despart de soție, că n-aveam copii. Și m-am dus la Părintele Ioan, părinte, eu las soția, eu vreau copii. Și Părintele Ioan zic că, bă, la anul pe timpul ăsta, ai copil și ai să ai copil și pui numele meu, Ioan. Și l-am îngânat pe Părintele Ioan. Am fotografie acum. Bă, la anul ai copil. Și m-am întâlnit la moartea lui Părintele Ioan, au venit că sucenicul după aia, îmi spune și avea copilul de 4 ani după ea. Dragii mei, nu-ți povești. Nu-ți iluzii. Eu dacă sunt cum sunt, îți din darul lor, Dumnezeu face minuni prin oameni. M-a întrebat un preot, zic că închisoare, părinte, ai văzut pe Dumnezeu? Zic, da. Și ai văzut și îngeri? Zic, da. Dar preotul, în ironie, zic că eu n-am văzut pe Dumnezeu. Și spun că părinte, pe Dumnezeu este cu reputință de a-l vedea, dar l-am văzut prin oameni. L-am văzut prin oameni. Pe Dumnezeu este, spune, este cu neputință de a-l vedea oamenilor. Iar prin tine preacurată s-au arătat cuvântul întrupat, Mântuitorul a vrut copil, s-au arătat oamenilor. S-a văzut prin oameni, prin oameni. A văzut și demoni care mi-a luat crucea în anchetă. Și că dacă ai pe Dumnezeu să văd face minuni, și mi-a luat crucea de la gât și mi-a fărbat-o de lemn. N-a creștat să faci minuni, îl va face minuni. Și-a făcut minuni după 40 de ani, că s-a profanat bisericile, altarele și s-a zis din nou. Și m-am întâlnit cu acest anchetator. A făcut minuni și da, a fost așa. Sistem cu tare. Deci, dragilor mei, minunea se vede prin oameni. Vezi un om credincios, vezi un om al lui Dumnezeu, bă, aici este omul lui Dumnezeu. Vezi un om rău, vezi că este patronat de diavol. Așa. Eu, drumul ăsta care a fost, am venit acasă. Așa. Nepoți de mei, cu atâta nu m-a rovit cu sapa. Cu sapa. Că am întrebat, m-am dus la nepoata mea, că era pipat-o de moarte și am vrut să o văd una. Și eu fiind în drumul ăsta, nu am mai dus la Galați să o văd, să o cercetez. Că Părintele Ioan a spus așa, când scăpăm de închisoare, trei locuri să vizităm. Biserica, bolnavii și cimitirul. Și m-am dus întreg de ea, cum se află. Și eu venit să ne bucurești. Fusesem în misiunea asta. Și cu sapa mână și că ai fost la nevasta mea, că ți-a repede poatea mea, s-o vezi golane. Și cu atâta nu m-a rovit cu sapa. Dragii mei, o adus-o acasă, am atins-o cu Sfintele Moaște, eu, și cad din genunchi nepotul meu cu sapa. Și că mă ierți, toate atunci ești asta. Și am atins-o, nu vorbea nepoata mea. Și mai nepoată, zic, eu plec. N-am spus că mă duc în misiunea asta. Am spus că mă duc bolnav eu la spitalul militar în București. Că nu vorbea. Așa? Și mă duc. Și dacă mă duc, s-a întâmplat ceva, îți las numărul de telefon și mă sun. Și că ne-am dat moaștele Sării Sărute a făcut așa și a spus, Neri, zică, să fii la mormântarea mea dacă cumva se întâmplă ceva. M-a pupat și el, ăsta care a avut să dea cu sapa, așa nepotul meu, așa, Neri, mă ierți, de atunci este tat. Deci,
În toată misiunea asta e și iadul după mine. Dar nu mă tem. Ce-mi poate să facă mie omul? Voi birui. Cu Hristos voi sparge ziduri. Cu Hristos am spart ziduri. Cu El merg înainte. Și am zis, Doamne, ține-mă în viață ca să aduc sufletele către Împărăția Dumnezeu. Iar dacă nu, să se nu pe tine, șterge-mă din cartea vieții. Și văd că Dumnezeu m-a adus pe aici și nu mă va purta El, pentru că m-am dăruit sufletelor. Vă iubesc. Dacă aș putea să ochii din cap să vi dau, vă am în sufletul meu și vei perla când voi fi să mă vă culca, voi fi cu dumneavoastră, vă aduc în inima mea. Am iubesc poporul meu românesc, care zace, nu mai sunt trâmbiți ca și scoare, nu mai sunt chiar din rândurile noastre, sărăcuții, nu se mai ocupă de sufletele oamenilor, așa. Dar duceți-vă, că ei, prin ei vă bagă. Ei vă bagă în Împărăția Dumnezeu, prin ei. Și dacă vrea și răs, intre acolo la lapte, așa îi va spune, du-te, că nu te cunosc pe tine, că mi-a mâncat atâtea oi lupul. Așa nu intră aici. Treaba lor, dar iubiții, urmați biserica, nu vă depărtați. Și am spus nepotului meu, care nu merge la biserică, și a spus așa, mă, această nepoata mea, care este femeia ta, așa, cheamă preoții bisericii și să le facă Sfântul Masă. Și m-a sunat, acum în drumul ăsta, și când el te-am ascultat, am chemat preoții, i-a făcut Sfântul Masă. Și de aceea vreau să fiu acasă, sâmbătă, seara, sau văd de când cum, să ajung, că mai vine și altcineva, așa, să fiu și eu acasă. De aceea, dragii mei, v-am spus ce minuni poate face aceste sfinte moaște. Moaștere sfinte. Aceste minuni. Minune este că mă vedeți și pe mine, așa, în carne și oasă. Nu vă vreau banul dumneavoastră. Vă vreau inimele dumneavoastră. S-a dus Părintele Ioan în vasul lui la un preot care nu putea să-și termine biserica. S-a dus preot, am făcut cu el închisoare din vasul lui. Du-te la Părintele Ioan, la Recea. Se roagă să vină aici, să țină o predică în vasul lui. S-a venit Părintele Ioan, a închis farmacii, l-a închis tot. Eu m-am așezat într-un copac și când a venit Părintele Ioan a fost întâmpinat cu pâine și cu sare. Și Părintele Ioan zice că nu-i pentru mine pâinea și sarea, sunteți dumneavoastră, suflete. S-a vorbit, a fost vreo 300 de preoți acolo, popor mult. Și Părintele Ioan spune, dragii mei preoți, nu la orar, nu la epitrafir, nu la mitră, să băgăm gâtul în jug, să scoatem car românesc din tău în care, să zice că plăstamata securitate a omorât 80.000 numai în Balta Mare. S-a adunat lume, a predicat părintele, era în lacrimi, s-a adunat bani și acest preot, într-o jumătate de an, a făcut biserica. Iată Părintele Ioan cine este. Și anul, așa și eu, mi-ar dat scaun să stau pe scaun, să stați dumneavoastră, că sunteți bătrâni. Eu sunt bătrân, cel mai bătrân din dumneavoastră, dar sunt cel mai tânăr din dumneavoastră. Suferința m-a întinerit. Suferința mi-a dat aripi. Suferința dumneavoastră întunați un dilem. Eu nu mai sunt în clipele astea. Cineva eram undeva, era o iarnă grea. Și am ieșit în cămașă și am început să vorbesc despre Dumnezeu. Și cineva, părinte, luat o haină și îmi pune o haină în spate. Așa am făcut o haină. Bă, tu nu simți că Dumnezeu e cu mine. Mă arde. E foc care mă arde. Este o flacără care îmi arde. Eram împărtășit, cum spune acolo,
Arde spiritul păcat, curățește-mă, spală-mă, luminează-mă, înțelepțește-mă. Arde spiritul păcatelor mele, luați-l pe Hristos mai des ca să vă arde păcatele. Opriți-vă de la slăbăciunile păcatelor. Ce poate să-ți dea păcatul? Îți dă un moment de plăcere și în urmă toni de regrete. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu, căutați să vă împăcați cu conștiința și credeți că dincolo este iad, foc care arde? Nu, este mustrarea de conștiință. Păcătoșii vede pe drepți unde se veselesc și drepții nu vede pe cei care se chinuiesc. Și regretul cea la mușcarea, vermele cel neadormit. Am văzut-o în caz în închisoare, care a făcut multe păcate, multe crime, dar a făcut o crimă odioasă. A prins-o un guraică în pădure și i-au tăiat limba, i-au tăiat urechile, i-au tăiat degetele și până la urmă i-a tăiat sânii și până la urmă singur a pus capul pe butulugă și a tăiat cu bardea asta de capul și a plecat. Când a plecat, s-a dus omul să vadă și venea după dânsii. Și-a căzut jos victima, s-a sfărmântat și s-a predat la securitate. Și noaptea o visa rău de tot, ne zgârțea toate paturile, cum eram noi, 200 în dormitor, că erau legate paturile. Mai omul ceai și ne mărturisește această crimă odioasă. Sunt preoți așa închisoare. Mărturisește-te, împărtășește-te, că așa s-a mărturisit și nu mai zis de-a patru. Iată ce face mustrarea de conștiință. Iată ce face, opriți-vă de la rău. Opriți-vă. Vedem ce se întâmplă în omenire astăzi. Vedem că televizorul a îndobitocit lumea. Vedem că internetul, în loc să așeze, ținea niște exemple din căderi, ei se fac și ei tot așa. Dragii mei, la mine nu se usucă lacrimele în chirioara mea. În ce văd? Și am zis, Doamne, oare până când vei răbda? Și am răspuns, până într-o zi, Maica, Maicuța Domnului se îngenunchi în fața Fiului Său cu rena genunchi și spune, iartă-i Fiul este data aceasta, nu mai pot, Maica mea, nu mai pot, Maica mea, că a făcut păcate grele și îngrozitoare, atâtea avorturi, crime, deci nu mai pot, Maica mea, iartă-i Fiul este data aceasta, iartă-i, până într-o zi. Deci e aproape ca Dumnezeu să facă judecata, e aproape că strigă milioane de martiri, milioane de copii aruncați, strigă acolo până când, nu s-a dat dreptatea și dreapta judecată, adevărata fericire a lor. Dragii mei, când vă vorbesc, amestea mi se amorțește tot trupul, tot trupul meu tace acum și vorbește Dumnezeu prin cura nevrednică și furcată a mea. Așa cum a vorbit și Varaam prin Măgăriță, că ea nu a ascultat și a vorbit Măgărița și el o bătea. Nu mă mai bate, a spus Măgărița, nu mă mai bate, că să cineva în fața mea o lumină mare. Așa și eu sunt un măgar care vă vorbesc. Întoarceți-vă, pocăiți-vă. Mergeți în genunchi la biserică. Nu mai stați la televizoare că să priviți liturghia de pe pat cu țigara în gură și cu cafea, cu cafele, că privește liturghia de pe pat. Mergeți la biserică. Cine se leapădă de biserică, Mântuitorul spune, de mine se leapădă. Eu închei, să nu închei. Pun o paranteză, ca cuvântul lui Dumnezeu nu se încheie. Niciodată, toate au sfârșit. Și păcatul, și îmbuiparea, și curvia. Și tot au limite. Numai cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. Și de aceea vă bag în sufletul meu, adânc. Mâine, dacă mă pune pe cruce,
Îmi dau sufletul pentru dumneavoastră. Cu drag, cu cât drag mă ascultați. Iar dumneavoastră să vă dați sufletul pe Hristos, că veni va ziua aceea. Priviți cu musulmanii ucit creștinii noștri acolo, îi martirizează. Priviți, va veni și la noi. Țărișoara noastră mică, așa, este pângărită. Ne-a adus Occidentul aici. Pracă tineretul nostru vine aici să ne comande. Dar Dumnezeu va păstra. Ne va păstra prin câțiva puțini. De aceea, Domnul care m-a însoțit a venit, s-a rupt sămânța pe pământul uscat a României mele și a dumneavoastră ca să încolțească, să rodească câte mai multe suflete. Și cred că sămânța în cursul asta cât a mers urma Domnul, dar a căzut și pe pământ bun și va rodi și va da rod însoțit. Pentru asta eu am bucuria mare. Așa cum spune în Psalmul 50, Doamne, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Asta este bucuria mea. Celalte nu sunt bucurii. Dragii mei, închei că v-am obosit. Să vă spun o cântare, dacă îmi permiteți, la urmă acum. Prima mea cântare, când am plecat pe drumul, aveam 16 ani. Mi-a dat-o cineva din cadrul oastei Domnului, așa. Am plecat cu cântarea asta.